O sală de jocuri de noroc din Nicolina a fost jefuită în această dimineață. Hoțul a sustras peste 60.000 de lei. Bărbatul știa exact unde este amplasată camera de supraveghere și a acoperit-o cu ajutorul unui tub de vopsea. Avea cagulă și mănuși, ar fi intrat în interiorul sălii de joc pe geamul de la baie. Dubios este că hoțul știa exact unde sunt puși banii și a reușit să deschidă cutia fără probleme. În seif erau peste 130.000 de lei, dar acesta i-a scăpat pe jos. Nu a reușit să-i adune pentru că un angajat al cazinoului a ajuns la muncă. Hoțul nu s-a intimidat, iar când a fost descoperit, a împins angajatul și a rupt-o la fugă. Acum polițiștii ieșind sunt pe urmele lui. În această dimineață, în jurul orei 3, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către angajata unei sali de jocuri de noroc din municipiul Iași despre faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în interior și ar fi sustras dintr-o cutie de valori o sumă de bani. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări în vederea identificării autorului și tragerii acestuia la răspundere penală, precum și pentru recuperarea prejudiciului.